Liber după 4 cu Bianca Ioan. Cu siguranță, platforma HBO va atinge un maximum de valoare în luna aprilie, adică fix peste o lună, când va difuza primele episoade din ultimul sezon Game of Thrones. Fanii discută deja aprins după lansarea trailerului extins și subiectele sunt multe. Până atunci, HBO propune și alte încărcări noi menite să atragă și mai multe abonamente, dar și impresia pozitivă a abonaților pe care îi are deja. Filmul românesc Moromeții 2, Solo, A Star Wars Story sau filmul Marvel Omul Furnică și Viespea se numără printre titlurile lunii martie la HBO și HBO Go. În materie de seriale, HBO Go va avea sezoane noi din The Good Fight, Billions, Templierii, Gomorra sau Pretty Little Liars. Pe HBO vom vedea și miniseria I Am The Night cu Chris Pine, Tim Star și 8 Days. O inventatoare în Silicon Valley aduce o invenție nouă care a promis revoluționarea testării sângelui. Elizabeth Holmes a devenit cea mai tânără miliardară și a fost considerată un nou Steve Jobs. Apoi, peste noapte, compania ei s-a dizolvat. Povestea completă din 28 martie. În cele din urmă, United Skates a fost încărcat încă de ieri și se prezintă ca fiind un documentar. În timp ce pistele pentru patine cu rotile încep să se închidă, acest documentar prezintă o comunitate cu sute de oameni care luptă într-un mediu amenințat de rasism ca să salveze subcultura afroamericană a patinatului pe rotile. Ceea ce este foarte evident este că platformele de filme și seriale online se întrec în noutăți și povești menite să adune prieteni în seri de weekend sau alternative bune pentru insomnii primăvăratice. Liber după 4 cu Bianca Ioan. Un proiect Impact FM regional și iasinoras.ro.